Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Răspunsuri pe cale. De această dată, calea ne-a dus către orașul Deva, acolo unde, aproape în inima țării, se găsește Părintele Arhimandrit Andrei Corvean, căruia îi spun bun găsit, Părinte, binecuvântați. Bine v-am găsit, domnul Răzvan, mă bucur să vă văd, să vă îmbrățișez așa. Virtual măcar. Părinte Andrei, noi avem o foarte frumoasă și lungă colaborare și experiență în a căuta și a desluși cumva înțelesurile duhovnicești ale unor situații. De aceea, uitați că nu v-am întrebat până acum și vreau să vă întreb acum. Ați ascultat această frumoasă cântare despre pustie. V-a bătut vreodată gândul, Părinte, să alegeți pustia? O, da, o știu și pe din afară. Cred că deci, după anii 90, după ce am intrat în mănăstire, singurul meu vis, singurul meu dor a fost ca după vreo 10 ani de mănăstire să plec la Sfântul Munte Athos și chiar să plec la pustie. Și chiar vă pot spune că o perioadă, poate până anii 2006, așa, un părinte acolo la Athos mi-a ținut o chilie vreo 7-8 ani. Aha, da, dar era mitropolitul Înaltul Bartolomeu, era în vârstă și știți că am fost 12 ani stareț acolo și țineam mult la mine așa și n-am vrut să-l supăr, să mă duc cumva așa. Nu, și am tot lăsat-o și așa cum rămân încă cu gândul acesta, zic, mai am puțin acum, zic, mâine alaltă, știți că anul acesta am făcut 40 de ani de lucru pe carte de muncă, că eu lucrez de la 16 ani. Ia uite. Și zic, când mă pot pensiona, poate măcar atunci mă fac pusnic, poate măcar atunci mă reușesc eu să plec la Sfântul Munte. Dar nu știu, dar a fost, e dor oricărui călugăr, adică nu mi-am putut și nu pot închipui călugăria, adică desăvârșirea decât așa cumva în stilul Sfântului Arsenie cel Mare, care e desăvârșirea. Adică, Părinte Andrei, ați alege forma, să spun, mai austeră, mai nevoitoare, mai radicală chiar, aceea a izolării de lume. Dar dumneavoastră sunteți un om foarte îndrăgit, vă iubește foarte multă lume, vă cere sfatul, sunteți în permanență în mijlocul oamenilor și vă luați și energia duhovnicească între ei acolo. Dar știți cum e? Cum o să faceți? Da, dacă o să faceți, bineînțeles. Toată viața...
am fost așa cum era cartea domnului Țuțea prin anii 90, Întru Dumnezeu și neamul meu. Am dorința aceasta, exact cum știți cum scrie la Pateric, corabia Sfântului Arsenie cel Mare mergea contra valului, adică și era povățuită de însuși Duhul Sfânt. Cealaltă corabia lui Moise, Arapu, mergea și îngerii lui Dumnezeu îl hrăneau cu miere de albină, pentru că el se dorea oamenilor. Și eu am fost tot timpul undeva la mijloc. Nici n-am putut face pasul acesta radical de săvârșit, de și cel mai bine mă simt să stau cu Dumnezeu în chilie și 2-3 zile, raiul pe pământ, adică mi se par 3.000 de ani de fericire. Dar n-am putut și zicea preasfințitul nostru, Gurie, părintele meu, zice toată viața să treci cu dorul de astăzi, dar nu știu dacă o să mergi odată sau cred că nu o să mergi niciodată. Și acum mi-am dat seama că pe măsură ce trece timpul și ești angajat în slujirea bisericească, cred că așa, ești ca și merg din când în când. Acum știți că pot să vă spun lucrul ăsta nu ca o laudă, ci ca o dezonoare a unui călugăr, că am fost în Sfântul Munte de 80 și ceva de ori. Oho. Dar știți cum e? L-a întrebat un reporter de la o televiziune americană pe un părinte de la Stavron Nikita, mi se pare, fost absolvent de Harvard, dacă nu și profesor cumva. Și zice că el era uimit că a întâlnit un pelerin care a fost de mai mult de 100 de ori la Athos. Și zice, ce frumos, zice, eu n-am venit decât o dată. Da, acesta este umor călugăresc fin, umor isihast. Așa este. Dar în Athos, părinte Andrei, unde vi s-a lipit inimioara? La vreo chilie mai izolată, la vreo mănăstire mai mare, la o lavră faimoasă? Dacă ar fi să alegeți Athosul, unde v-ați așeza? Cred că acum, în starea care s-a acum, așa, cred că aș merge la prodromul. Cu părinții la prodrom am cea mai frumoasă legătură și, da, sunt multe, așa, dar am și la lacul două chilii la care mă duc de peste 20 de ani, la părinte Paisie, care a fost colocatar cu Steinhardt în 10 ani. Cu care sunt prieteni de vreo 35 de ani, de când era la Rohia. Și acum dânsul are 75 de ani și nu mai vine dânsul după mine în port cu mașina. Și un alt părinte, schimonahul Antonie, la Chilia Sfântul Antonie, care e un părinte de la satul mare, tot așa vreo 5 frați călugări, a fost la Frăsinei. Frații cu renumitul Ghenade de la Frăsinei, dacă vă amintiți, după anii 90. Da. Sita Buzăului prin munți pe acolo cu măicuță, vreo 60 de măicuță. Și acum trag la părintele Antonie când merg. Dar știți cum, din totdeauna când am mers acolo, am zis și pe o piatră, dacă sta 100 de ani, când am călcat acolo, nu mai mă prea gândesc așa că neapărat să fiu acolo sau acolo. Și la Vatoped mă simt foarte bine, am făcut de ori. Și la alte chilii. Am înțeles. Da. Părinte Andrei, am promis în această seară celor care ne urmăresc că o să faceți câteva evocări, evocări de figuri de monaci faimoși cu putere multă, de duhovnici mari, pe care i-ați cunoscut în această țară la răscrucea dintre secolul trecut și secolul acesta, dintre milenii, practic, dintre mileniul trecut și mileniul acesta. Spuneați lista dumneavoastră afectivă începea cu părintele Cleopa. L-ați cunoscut bine pe părintele Cleopa de la Silvestria? Da. Aș începe tot așa. Că părintele Cleopa a fost voivodul duhovniciei românești în ultima jumătate de secol. Așa este. Și l-am cunoscut așa în etape, pot să spun, după ce îi citisem cărțile. Cred că în 93 sau 94 l-am văzut prima dată, am făcut prima transvestia și am trăit niște momente acolo și cumva l-am parcurs câțiva ani, așa ca și într-o etapă de iconizare, aș putea spune, de a ajuns la o stare de sfințenie, că pe sfârșit ultimii ani de viață era ca un sfânt în viață, adică așa se comporta și așa îl percepeau, nu numai eu, cred că o țară întreagă îl percepea așa. Da, așa e, da. Și am trăit niște momente minunate acolo cu părinte Cleopa și valea secului și toată
Sihăstria, până la Sihla, pe jos, prin munți aceia, la peșteră. Și, da, am trăit momente minunate acolo. Care este sfatul pe care îl țineți minte sau povața sau ce țineți minte? Un gând anume, un cap de înțelepciune de la Părintele Cleopa. Țineți minte ceva, un cuvânt anume, o povață, un sfat? Nu știu cum, n-aș putea spune numai un cuvânt. Deci, în primul rând, când am ajuns prima dată la dânsul, am simțit că în jurul dânsului, acolo sus, la stupin, acolo la casă, este o stare de rai. Este o stare în care nu poți să păcătuiești cu gândul, că nu poți să gândești ceva că te vede. Eu așa m-am perceput eu, că eu nu pot să gândesc ceva acolo să nu știe dânsul. Așa avea forță bătrânul, da? Da. Avea forță. Așa am perceput. Și apoi, deci, nu, și dânsul, cred că așa l-am perceput și eu, și cred că așa și era ca o instituție duhovnicească, nu pot să spun că ceva anume. Pe dânsul l-am văzut rugându-se învăluit de lumină dumnezească. Deci era lumină în jurul dânsului la un metru și ceva. Și citea undeva într-o saltirea în chirilică, în cameră cu jaluzele negre trase, în care dacă se stingea becul electric era negru, beznă. Și era lumina așa în jurul dânsului, cum am mai văzut într-o fotografie la Sfântul Sofronie Zaharov, așa, lumină, pur și simplu, ca și pe... Era lumină, da. Și este singurul duhovnic în care, așa cum citise și auzisem că citea noaptea la saltire acolo în Bordei, pe la Negrileasa, cât a fost acolo când a fugit din stăreție la stație. 9 ani și ceva a fost sihastru și fugar în același timp, da. Așa, deci l-am văzut, așa rânduit Dumnezeu, ca să-l văd cu ochii mei lucrul acesta. Deci a fost ceva de neimaginat, vă spun. Atunci mi-a intrat la suflet și atunci ne-a și spus un sfat, era... Ceream cu părintele econom de la Nicola de atunci, părintele nepotea preastului Justinian, și noi ne așteptam la un sfat mai teologic, mai cumva rațional. Și dânsul ne-a zis de 3 ori, așa bătând în palme, iubiți-vă, iertați-vă, iubiți-vă, iertați-vă, iubiți-vă. Ce frumos! Și atunci l-am îndrăgit la mod absolut. Până atunci îmi era un pic frică de dânsul, pentru că citindu-i cărțile și citind cum îl prezenta părintele Ioanichie, știți, în convorbit de omul acesta, ia toate canoanele pe de roșu, mă gândeam, zic, nu pot să ascund ceva în suflet acolo, ceva, să nu mă prindă cu vreun canon nefăcut, zic, cu ceva. Și aveam oarecare, așa cumva, adică eu deși niciodată nu s-a manifestat, adică întotdeauna s-a manifestat o dragoste absolută față de mine, chiar când am mers atunci începător, dar aveam oarecum, adică eu mă gândeam că cândva, în unele momente, el se manifestă și ca un legiuitor. Dar ceea ce n-a fost niciodată. Dar, părinte, din ceea ce știți dumneavoastră, era un duhovnic aspru sau un duhovnic cu îngăduință mare față de nevoile și de neputințele oamenilor? Nu, era un duhovnic cu mare îngăduință, cu o dragoste cum rar se vede. Și dragostea s-a văzut la mormântarea dânsului, când au fost 30.000 de oameni iarna, am mers pe jos de gura secului. Decembrie, da. Toți călugării din România, 2.000 de călugări și o slujbă voivodală cu mitropolitul Bartolomeu de prea fericitul mai mult. Și am văzut că el avea o mare dragoste. Încurcătura era că noi citim la început, prin anii 90, cărțile dânsului, el știa ca un om de știință toată legislația asta a canoanelor. Dar el o știa ca om de știință, de fapt sufletul era un suflet de copil care căuta cu dragoste să te facă fericit, să te împlinească, să te lumineze, să te îmbrățișeze, să te ducă în rai. Deci nici de cum, da, adică știința aceasta lui datorită memoriei fabuloase, care avea o memorie fabuloasă. Asta îl făcea cumva, oarecum, adică citindu-l din afară, să crezi că, da, o fi atât de o instituție de canonică, dar în realitate nu, în realitate era cu totul altfel. Și eu Thomas, în aceasta mi-a stat mie bucuria, că atunci m-am apropiat de el în 1995, cred, și după aceea l-am mai existat vreo 3 sau 4 ore, am vorbit cu dânsul și odată, cred că 96 sau 97, am stat 4 ore jumate. Deci era o... Era priveghere la Sfântul Acoperământ,
toată oștia era la slujbă și eu vorbise cu părintele Iachim, ucenicul său de chilie, să mă primească o jumătate de ceas. Îl întreb eu. El. Și am ieșit pe cerdac, m-a rugat să-l ajut să iasă pe cerdac și după ce am ieșit pe cerdac, toată lumea era plecată la slujbă și chiar părintele Iachim și a rămas 4-5 ore numai eu cu dânsul. Ce șansă, da. N-am avut ce să ne listez, dar mi-au rămas unele lucruri de atunci unice. Deci mi-a vorbit o jumătate de oră despre trepte rugăciune. Eram foarte preocupat atunci prin anii după 90 de rugăciunea inimii. Mi-a vorbit fără să-l întreb. Deci toate treptele, cu detalii, cum așa cum le descrie dânsul foarte special. Apoi mi-a povestit viața dânsului cât a fost la oi, până l-a ales stareț, 12 ani. Care a zis părinții Anichie mai târziu, zice, nu știu cum ți-a povestit ție viața, că mie nu spune niciodată. Zice, mi-a povestit, mi-a zis așa într-un mod foarte umilit, zice, mi-au putrezit picioarele în opinci, umblând 12 ani în munți aceștia la oi. Zice, cei din oștie îmi spuneau mutul, prostul. Zice, și când au venit să mă aleagă stareț, zice, au venit cu prapuri, cu procesiune să mă ducă și eu am crezut că își bat joc de mine și le-am zis, așa cu lacrimi, deci nu vă bate joc chiar în felul acesta, că mi-au putrezit picioarele în opinci 12 ani la oile mănăstirii. Dar cum a fost, părinte Andrei, alegerea părintelui Cleopa drept stareț? Care a fost motivația sau care a fost gândul pentru care s-a oprit la un umil păstor care stătea acolo cu necuvântătoarele? Deci a fost un umil păstor, dar cred că cel mai strălucit păstor din a doua jumătate, din secolul 20, pot să spun. El avea o memorie nativă, știți cu toții, că știa psaltirul de rost, Biblia, cred că tot ce citise. Copil curat, o familie în care 6 copii care au trăit s-au călugărit. Și a intrat la acest părinte sfânt, care părinte Anichie Moroi, care vă lasa mânca doar duminica, făcător de minuni, un ascet desăvârșit, călugăr de ator. Și care l-a văzut cu Duhul ce poate, i-a dat canon să țină tăcerea, să practice rugăciunea lui Iisus și să citească toate bibliotecile care le găsește în secu și în Mănăstirea Neamț. Și a citit, cum avea memoria fabuloasă, biblioteci întregi. Și acum, când starețul era bolnav, prin 1942, mănăstirea a fost arsă, prădată de frați Baltă, de haiduci, tu știa cine îi, știa că numai Cleopa e bun, dar nimeni nu se gândea, din oște nimeni nu știa, toți știau că e prostul, care nu știe să vorbească. Numai când l-a adus stareț și l-a numit înlocuitor de stareț. Într-o procesiune foarte simplă, l-a numit înlocuitor de stareț. Atunci l-a instalat în strana starețească, în scaun, i-a dat toiagul, starețul nu ținea cuvântări și părintele Cleopa a ridicat mâna, vreau să vorbesc. Și cineva spune că prin spate pe acolo se dădeau coate călugării, zice, mutul știe vorbi. Mutul știe vorbi. Și le-a dovedit 3 ore și jumătate, a ținut o predică despre cum vede el viața de oștie după Sfântul Vasile cel Mare, Todor Studitu. Formidabil. Și spune că unul câte unul s-au pus în genunchi călugării, ca și atunci când Hristos rostea predica de pe munte. A zis, el îi trimisul. E clar că a fost o alegere a Duhului Sfânt, de fapt. Părinte Andrei, aș vrea să trecem acum la polul opus față de părintele Cleopa, care era expansiv, vorbea, ținea acele discursuri, toată lumea se aduna acolo în poiană pe bănci și îl întrebau și el stătea cu pelerinii ore între și vorbea predicantul. Trecem la polul opus, la părintele Sofian. De la Antim, care era mult mai adunat în sine, mult mai puțin vorbăreț, dacă pot să spun așa. Cum l-ați perceput pe părintele Sofian? Era un cu totul și cu totul alt duh aici, la părintele Sofian. Poate de Cleopa, să zicem. Da. Pe părintele Sofian, deci l-am văzut mai întâi, cred că acum 30 și mai bine de ani, cum mergea la slujbă și chipul său mi-a rămas așa într-o impresie cum nu mi-a rămas niciun chip, poate de la nimeni. Atât de luminos, de pașnic și faptul cum mergea la biserică, la slujbă, la aceeași oră, parcă așa cum soarele se mișcă de la răsărit la apus, fără nicio mică abatere. Așa. Și cred că până 1995, preastul Vasile, care a fost duhovnicul meu aproape 30 de ani, s-a dus la Domnul, în fiecare an, de la început, așa în primii ani atunci după noi, mi-a dat binecuvântare să
cunosc alți duhovnici, să merg pe la Părinte Cleop, Arsenie Papacioc, Sofian Teofil, Părean, Iustin Părv am fost. Și așa, mergând, am ajuns și la Părinte Sofian. Și era, am stat la liturghie și după liturghie a spovedit. Și m-am spovedit și eu la dânsul. Ei, dânsul, deci, avea o smerenie, o discreție, ceva, da, rară, rară. Deci, mi-a rămas în suflet acea spovedanie, deși cred că 30 de ani atunci, sau 1995, da, 27 de ani. Mi-a rămas în suflet, așa, și am rămas cu ceva, am zis, omul acesta tai de dulce, de plăcut, că e să-l porți în suflet. Dar nu să-l vorbești cu el, să-l, așa ca și cu Părinte Cleopa, că Părinte Cleopa era o instituție și da, teologică și științiv, care te hrănea cu de toate, era cu tot altceva, chiar era ca o instituție așa. Dar Părinte Sofian era omul dulce, așa cum era și preasfințitul nostru de la Cluj, preasfântul Vasile, plăcut, tăcut și preasfântul Gurie, așa, adică, da, dulce, să-l porți în suflet, nu mai simți foame, nu mai simți sete când îl porți în suflet, dar nu așa, nu cuvinte, nu mi-amintesc să fi spus ceva. Am spus eu așa ce ispite întâmpin, așa mănăstire ca începător, mi-a spus și dânsul cam ce ispite pot să întâmpin, așa, și mi-a spus așa lucrurile firești, normale, care le trăiesc așa. Și da, față de Părintele Cleopa, care a stat și în sihăstrie, a stat ca un eremit, practic. În clipa în care s-a ascuns de securitatea care vrea să-l aresteze, a stat 9 ani și ceva în pustie. Asta până la mănăstirea Silăstria, totuși o lavră izolată. Părintele Sofian trăia în mijlocul unui oraș tumultos și trebuie să spunem că avea și talent de iconar. Părintele picta foarte frumos, a picat, spre exemplu, mănăstirea Dealul. Și trebuie să mai spunem că Părintele Sofian a avut și experiență carcerală. A fost arestat de comuniști, a făcut o șorie politică. Eu l-am studiat pe Părintele Sofian, am citit toate cărțile dânsului, știi ce a apărut acum, Amintiri și da, jurnalul dânsului. A fost un intelectual deosebit, deci teolog, terminase Bele Arte atunci, o facultate în perioada interbelică. Dar a zice că specificul părinților Sofian era smerenia și cumințenia, cumva, smerenia, dragoste. Da, părinte Andrei, văd că sunteți cu tolba plină și de asta nu vreau să vă cap, vreau să țin din scurt această convorbire, pentru că văd că aveți foarte multe amintiri. M-aș muta acum la părintele Teofil Pirian, iarăși opus față de cei doi. Din faptul că nu vedea, din faptul că a avut o viață totuși destul de complicată. Dar cu toate astea era de un optimism formidabil, sau cel puțin așa mi s-a părut. Cum l-ați putea descrie pe părintele Teofil de la Scumpa? Deci părintele Teofil era o minune de om. Da, deci, un părinte al bucuriei, da. Deci la început m-a impresionat statutul dânsului. Prin anii 90 am vorbit cu un nepot al înaltului Iosif de la Paris, un domn din Bișeu de acolo, și care zicea, cum? Adică părinte Teofil nevăzător să adune atâtea cunoștință, atâtea, că în convorbirea duhovnicești ale părintelui Ioanichie Bălan, după părintele Cleopa, care era cel mai bogat în informații, să zic, era părinte Teofil. Nimeni nu avea atâtea cunoștință filocalice și teologice și, ca și așa bine structurate cumva și exprimate. Și așa am avut așa mare dragoste și evlavie așa față de dânsul, am ascultat conferințe dânsului, cărți, tot ce se putea. Iar. Și prin anii 2000, când m-am trimis în altul Bartolomeu Stares la Mănăstirea Cristorel, acolo care am început-o eu, în graniță cu județul Sălaj, aveam hram Sfântul Proroc Ilie și erau trei mănăstiri cu hram Sfântul Proroc Ilie. Și ierarhii erau numai doi, că în altul Bartolomeu mergea în concediu în luna iulie. Și acum eu trebuie să găsesc pe cineva, o personalitate care să vină să predice la hram, știți, să găsesc ceva. Vorbise cu părinte Ioanichie Bălan la un moment dat. Da. Și l-am chemat pe părinte Teofil. L-am sunat, i-am găsit telefonul prin cineva și l-am spus. Și am spus. Și zice, nu știu ce să fac, aș veni, zice, aici la noi se face de Sfântul Ilie o comemorare a deținuților politici. Și zice, dacă plec de acasă să interpretează și nu știu. Și zice, nu. Bine, n-am mai insistat. Ca de Sfântul Andrei, în același an, preasfințitul Vasile, părintele nostru duhovnic,
ca o compensație că neputând veni de hram, a venit de Sfântul Apostol Andrei. Nici nu mă așteptam să vină. Deci acolo era un loc izolat, da. N-aveam drum de mașină, i-am dus cu căruța din sat. Mângâiere mare a fost, da. Ei, și a venit cu părintele Teofil acolo. Ei, nu, părintele Teofil a fost super simpatic. A venit acolo, a predicat. A spus o predică noi niciodată, acum 22 de ani. Deci, pornind de la fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Și a ținut o predică, la toată lumea a plăcut, toată lumea l-a iubit, l-am dus cu căruța în sat, acolo am făcut masă și după câteva luni l-am căutat la sâmbătă. Spovedea în altarul, la Gheazmatar. M-am pus în genunchi, i-a spus, părinte, o fiu să așa, părintele Andrei, de acolo, nu știu dacă vă amintiți de mine. O, da, cum să nu, m-a ținut 5 minute în brață și după aceea m-a întrebat amănunte, detalii despre fiecare părinte în parte. Asta. Și m-a întrebat, după ce m-a întrebat despre fiecare părinte, zice, dar ce face Mișu și Voicu? Și Mișu. Mișu și Voicu erau cai cu care l-am dus. Formidabil, ce ținere de minte. Ce grijă față de toată creația pe care el nu o vedea. E foarte greu să ții minte lucruri pe care nu le vezi. Și amănunt interesant. După aceea, asta e de acolo, din notar, nu mai avea de spovedit. Și a zis, l-am luat de mână, inițial a zis să-l duc la chilie. După aceea zice, du-mă până la poartă. Și, băi, distanță. Și am mers, cred că, vreun kilometru, așa vorbind, și am simțit că pot să vorbesc cu dânsul așa deschis, nu, n-am avut. Și i-am spus multe, și eu, și dânsul, și i-am mai spus eu din niște cărți care nu știa dânsul, zice, a, să le găsesc și eu să le înregistrez. Și s-a creat așa o legătură sufletească că mi-am dat seama că pot să vorbesc cu dânsul ca și cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna. Și de atunci așa s-a creat legătura, atunci în anii 2000-2001, cred că, așa. Și no, l-am avut la mare bucurie așa cât am mai trăit, m-am spovedit câteva ori la dânsul. No, dânsul, ce să spun, că era și dânsul o instituție duhovnicească, deci, dar foarte uman, foarte uman, foarte zmerit, foarte cum se cade, foarte fin observator a unor detalii de viață călugărească, chiar și de organizare. Spus da, eu aș fi spus despre părintele Teofil, sunt absolut de acord cu tot ceea ce a spus până acum, dar în plus a spune un călugăr foarte realist, un duhovnic foarte realist. Înțelegea perfect zbaterile firii umane, înțelegea foarte bine oamenii și știa să-i pună legătură cu Hristos la modul firesc, la modul... Da, da, da. Bine cu stilul nostru ardelenesc, care e mai trăin în lumea asta catolico-protestantă, noi suntem mai raționaliști, asta este adevărul. Da. Și odată știu că l-a adus în altul Bartolomeu la o conferință preoțească cu toți preoții din eparhie, din județele Cluj și Bistra. Și a fost super. Și în altul Bartolomeu chiar asta spunea, că a rămas impresionat că e în sfârșit un călugăr care îndrăznește să gândească propriu, nu numai citează Sfinți Părinți. Zice. Și așa era, era raționalist. Da. Original, da, și original. Da, așa, da. Sensul bun, da, proaspăt, așa. Da, da, foarte, adică avea unele observații, eu multe am învățat așa de la dânsul care le-am preluat de bune. Spre exemplu, acum 25 de ani, așa mi-a venit mie să nu mai mă rog cu Doamne Iisuse, ci să zic Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte când. Așa mi-a venit și ziceam zi și noapte în somn, dar nu știam acum e bine sau nu e bine. Și părinte Teofil mi-a confirmat că e bine cu orice stii. Să zicem rugăciunea inimii, nu doar cu Doamne Iisuse, cumva. Apoi, exegeza textelor liturgice. Din texte liturgice, atâtea putem găsi tot ce vrem, toate ramurile teologiei le găsim în imnografie. Și asta, care așa mult m-a... Și am toată opera dânsului, că îmi povestea, zice, uite, am 40 de cărți scrise, sau avea 36 atunci. Zice, 36, le trimit la Andrei, credeți că toți acești trei monași pe care i-am evocat până acum aveau rugăciunea inimii? O aveau acum, cred că rugăciune neîncetat, cred că, cum zicea părinte Cleopa, el se ruga și în timp ce vorbea cu metania, așa, se ruga. Acum O avea, cred că părinte Sofian, la fel, cred că avea o stare de rugăciune permanentă. Da, o stare de rugăciune. Da.
copil la fel, cred că și dânsul o avuse din tinerețe, din copilărie, o avea și dânsul. Acum, cum spunea dânsul că n-a încercat să facă doar rugăciunea lui Isus, adică să se canalizeze doar să ajungă doar cu rugăciunea lui Isus, ci a cultivat și alte ramuri ale duhovniciei cumva. Da, dar aveau, deci acum cred că știți, cred că am ajuns eu la o concluzie acum. Cred că orice duhovnic, deci care să măsura care o dă în afară, cred că e măsura dinăuntru. Măsura trăirii lăuntrice, deci aveau. Și cred că și Părinte Teofil avut zeci de ani, că vedeți că a fost hirotonit târziu, pe zeci de ani din copilărie, da, în mănăstire. Părinte Clopă la fel, cu pustie, 20 de ani în total. Părinte Sofian cu pușcăria, cu tăcerea, cu discreția. Fiecare avea o trăire și o harisma lui anume, da. Părinte Andrei, să mergem la al patrulea portret. Este opus sau opus? Este altfel față de celelalte trei. Este vorba despre părintele Iustin Pârvu, care a avut-o cu totul și cu totul altă viață, lucrare, altă atmosferă personală ca duhovnic. Ce ne puteți spune despre părintele Iustin? Da, părinte Iustin a fost și este un minunat. M-am apropiat de dânsul în acea perioadă în care mergeam la părinte Cleopa. Nu pentru cuvinte ascultam la părinte Cleopa, dar oprea la mănăstirea Petru Vodă, care atunci se construia, era doar bisericuța mică, câteva chilii de lemn acolo simple, și părinții mă culcau acolo vis-a-vis de părintele Iustin. Și așa am ajuns să vorbesc cu dânsul mult, mult, să stau cu așa de vorbă, și chiar am avut niște discuții, le-am scris acolo, vor fi evocate în carte, chiar de suflet, minunate, unice, într-un fel. Ce pot să spun despre părintele Iustin? Deci, faptul că a fost un mucenic al temnicilor comuniste, care a răbdat în rugăciune, da, a fost într-un fel cum ne-a zis părintele Calciu, cred că prin 2007 odată la Cluj, că părintele Iustin a fost cel mai mare rugător. Și acum două lucruri să spun despre părintele Iustin. Unu, mi-a povestit că în închisoare la Gherla, deci asta mi-a povestit, nu mai o fi văzut, atunci 95-96, mă știu. La un moment dat l-a dus acolo în subsol unde era apă. Deși acolo era apă și stăteau în apă cu picioarele, cu nu știu cât, și nu puteau să se întindă, că dacă s-ar fi întins, s-ar fi necat. Apa putea să lasă până la gleznă, până la genunchi, nu știu cât. Și era legat cu lanțuri de un perete. Formidabil. Că un om rezista acolo, nu știu, 3 zile sau cam așa, nu putea rezista mai mult. Și părintele, asta mi-a spus mie, deci atunci m-am rugat cel mai mult în viața mea sau cel mai bine. Am stat 47 de zile în această apă. Deci fără să se pună, numai în rugăciune. Deci ceva. Și după nu știu câte zeci de zile, de două ori, a venit gardienii și a dat cu patul de la armă să-i prindă capul către perete, spunând, mă, tu nu mai mori, tu cum reziști? Și în picioare, exact cum am citit la acuzatul Zec Arseni din Rusia, care a stat 10 ani în picioare și s-a odihnit prin rugăciunea lui Iisus, fără să se așeze. Deci părintele a stat 47 de zile în picioare rugându-se. Și zicea, acolo am trăit eu cea mai înaltă stare de rugăciune care am trăit-o vreodată în viața mea. Pe buza morții, practic, pentru că era ca un condamnat la moarte. Da, aștepta moartea, da. Sfârșitul, da. Apoi, deci pe lângă asta, în 1998, cred că la un an sau doi, am fost primul pelerinaj în Rusia și am venit eu de acolo foarte entuziast, cu slujbele la 4 dimineața acolo să trăiau. Am trăit niște stări duhovnicești deosebite acolo. Un părinte de la Nicula, foarte special, monac simplu, dar care nu mânca câte 8 zile. Și m-a pus și pe mine să ajun, n-am mâncat vreo 4-5 zile, după aceea m-a pensmesc la Sfântul Serafim cu apă, și rugăciunea toată noaptea. Și am trăit niște stări deosebite acolo. Și vin eu de acolo, din Rusia, foarte entuziast. Și părinte Iustin era foarte așa apăsat. Povediise mult. Zice, cea mai fi cu lumea asta, totul merge rău, nu știu. Și eu zic, părinte Iustin, lumea așa se renaște, de nu vă dați seama. În Rusia, 1000 de oameni la liturghie la 5 dimineața, după aceea merg la servici.
La 8 vin altă mie care vin de la servici și să vedeți ce retrăire, ce renaștere. Și îi vorbesc acolo cât pot eu, vreo câteva 5-6 minute. Așa, de, așa s-a bucurat că s-a născut din nou cumva. Așa s-a, și după aceea, deci am simțit deci minuni care nu pot fi povestite. După ce am ajuns la mănăstire, deci 3-4 zile era iarnă. Deci o forță nevăzută mă lua uneori în brață și mă ducea pe sus și mă ajuta la ascultări, care știam că-s rugăciune pe Iustin. Îl simțeam. Deci o forță în rugăciune care să te ia prin aer, eu n-am văzut la nimeni. Deci astea ar fi, așa să zic, esențiale. Deci, excepțional. Deci, Părinte Iustin, ce să... Mărturia aceasta mi se pare într-adevăr cu totul și cu totul de excepție. Părinte Andrei, întreabă cineva, pentru că sunt foarte multe mesaje venite. Îl rog pe părintele, spune domn Emanuel, să relateze câteva amintiri de suflet cu duhovnicul arhiereu al Maramureșului Iustinian Chiera. Da. L-ați cunoscut bine, presupun. Înalt Iustinian, deci al Maramureșului, fost fascinația copilăriei noastre, sfântul copilăriei noastre, deci toată... E frumoasă. Da. Deci mi-amintesc o predică rostită la mănăstirea Cășiel, dar atunci era mănăstire, s-a făcea doar o slujbă de Înălțarea Sfintei Cruci, în 1981 sau 82, fenomenală predică, în plin regim comunist, cred că eu avem vreo 15 ani, 14 ani, și multe predici la Rohia, deci în care predica și plângeam tot poporul, plângeam în hohote, dar un plâns eliberator, care nu l-am mai întâlnit la niciun duhovnic sau cu nimeni. Deci, dar ce spunea părinte? Despre ce vorbea? De stârnea o asemenea emoție colectivă? Ascultându-i acum după 10 de ani, am avut caseta, am păstrat caseta vreo 20 de ani. Nu spunea lucruri deosebite, dar cred că trăirea dânsului. Deci noi știam, așa știa la noi în sat, că e sfânt. Spre exemplu, a fost o femeie îndrăcită, când eram eu copil, pe clasa 5-a, și a dus-o la starețul, la Rohia, era stareț atunci, și starețul a postit 3 sau 4 sau 5 zile, n-a mâncat și s-a rugat și au ieșit dracii din femeie. Da, și noi l-aveam la o așa grade sfințenie de respect, ca pe un sfânt. Da, și eu am avut mare bucurie că în 1993, la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, se redeschisese mănăstirea Rohiița. Dar era, nu știu dacă erau acolo părinții sau veneau de la Rohia încă părintele Vasile Ștefan. Și erau poate 100 de oameni, a fost mai mult la slujbă, și a slujit înaltul Iustinian la Sfântul Mazlu dimineața. Am văzut un arhiereu slujind la Mazlu. După aceea, asta la liturghie, eu m-am spovedit la preotul din sat, care era și de acolo. Era ultima mea spovedanie în lume. Deci mă hotărâsem să intru în mănăstire. Intrați, da. Și acum, dar eu n-am spus absolut la nimeni. Și am stat la împărtășanie ultimul. Au fost poate 80 de oameni la împărtășanie, până la 100. Nu erau mulți. Și la sfârșit, deci când m-am dus să mă împărtășesc, deci episcopul Iustinian, deci s-a comportat cu mine ca și cum am fi numai noi doi în biserică. Deci eu fără să-i spun. Deci mi-a zis Dumnezeu să te binecuvinteze pe calea pe care ai ales-o. Deci, ia uite, știa? Fără să... Avea un duh al înainte vederi? Să vede că l-aveam. Da. Deci m-a binecuvântat, m-am împărtășit și am mers cu o mare pace și o mare bucurie. Așa. Deci, dar nu am, adică nu știu, mi s-a părut firesc că știe, nu știu cum să vă spun. No. Da. Dar exact cum părintele Cleopa mi-a spus niște lucruri odată, așa, care s-au împlinit peste vreo 50 ani, și asta, deci, în altul Iustinian s-a dovedit că așa avea. A fost. Da. Părinte Andrei, să mergem acum la un alt monah faimos, un alt duhovnic foarte iubit, de data asta la malul Mării Negre, la părintele Arsenie Papacioc, una dintre figurile ilustre ale monahismului dintre cele două milenii. Este omul care a lăsat câteva cărți în urmă, câteva predici minunate și o viață pe măsură, o viață
foarte aspră și foarte, foarte serioasă în Hristos. Cum l-a cunoscut pe părintele Arsenie Papaciuc? Da, părintele Arsenie, cred că putea fi un super patriarh al Ortodoxiei. Deci, citindu-i memoriile și mi se pare apărut acum, de vreo 10 ani încoace, ultimii 5-6 ani, în arhivele securității, citind ce minte avea și ce gândire de-a organizat. A fost avocat în viața civilă înainte, a fost avocat. Avocat, primar, frați generali, deci ca un general, o strategie pentru întreaga biserică ortodoxă și românească. Era uimitor. Deci dânsul, alături de părintele Teofil Părăian și de episcopul Ioan Mihălțan al Oradei, care era duhovnic la Sibiu în acea vreme, ne-au fost duhovnicii cei mai dragi din convorbirii duhovnicești. I-am găsit cei mai umani, cei mai umani, cei mai la suflet. Din zecile, câți are părintele Ioanichi acolo? Cred că sunt peste 100 în ambele volume. Deci m-am regăsit cel mai plăcut cu... Și de atunci l-am îndrăgit pe părintele Arsenie pentru smerenia lui și înțelepciunea lui. Și a zice că în înțelepciunea duhovnicească, așa practică, firească, cred că nimeni n-a făcut ca el. Deci avea un dar de la Dumnezeu de a, într-o fracțiune secundă, de a sintetiza problema și de a-i da răspuns unică. Din păcate, am fost de vreo 3 ori la dânsul după Revoluție și nu l-am găsit. 2 sau 3 ori. Și m-am folosit de scrierile dânsului, l-am considerat ca și pe ceilalți, pe Cleopa și Ioanichi, așa, între părinți, și l-am cunoscut, cred că eram deja stares la Nicula în 2009 sau 2010 și dânsul avea deja ultimii ani de viață, cred că avea vreo 94-95 ani. Și am mers până acolo, maicile ne-au spus că e bolnav, că așa, în 15 minute să ne primească, până urmă a stat vreo 2 ceasuri bune cu noi. Și așa a fost și o mare bucurie. M-am bucurat că mi s-a împlinit oarecum așa dorința, pentru că așa pe toți îi căutasem, pe toți mari părinți, așa după... Și cu toți a rânduit Dumnezeu să mă întâlnesc, pot să spun așa. Chiar cu părintele Rafael Noica m-a primit odată prin 98 sau 99. Și părintele Petroniu și... Da, la el vreau să ajung acum, pentru că și părintele Petroniu este o figură aparte, cu niște date personale speciale, cu o viață în Sfântul Munte de prin anii 70-80, este în Sfântul Munte atunci, de fiindcă din timpul comunismului. Un om foarte serios și el foarte erudit și are reușit să capete stima întregii opți monahale din Athos și grecii știau că este unul dintre stare cu importanța Sfântului Munte. Cum l-ați perceput pe părintele Petroniu? Deci părintele Petroniu a fost un om duhovnicesc de o desăvârșire rară. Deci cred că ca și trăire, poate că a fost cel mai desăvârșit dintre tot. Adică și la 95 de ani aproape, până după 90 de ani, de stătea în biserică la toate slujbele, cât 8 ore în zile obișnuite și 10 ore în sărbători, 12 ore, neclintit și nu în picioare. Era încovoiat cum era, pentru că era în ultima perioadă, era încovoiat, adică avea și dureri destul de mari, dar rezista. Purta o duhovnicie în dânsul, cred că din vremea Sfântului Paisie de la Neamț. Să știți că prin 2005 sau 2006, nu mai țin bine minte, i-am făcut un interviu, cred că de vreo 2 ore și ceva. Din păcate, interviul n-a fost reușit audio, că dânsul avea un aparat auditiv care a bârit tot timpul și nu a ieșit să-l putem înregistra, să-l dăm pe post la renaștere, așa am vrut eu. Dar mi-a rămas în memorie, l-am transcris și am făcut un dialog. Deci dânsul trăise într-o cu tot o altă lume. Deci mi-a povestit că a intrat la Mănăstirea Neamț la vârsta de 12 ani. Născut în 1914, dânsul 13 sau 14. Și că erau atunci 350 de monași și 100 de frați doar. Și că a trăit o duhovnicie pe care, zicea, noi în zilele noastre nu ne-o putem închipui nici chiar la Sfântul Munte. Ia uite. Zice, era un an de zile, zice, era aceeași fel de mâncare. La Paști și la Crăciun
se dădea doar un pahar de vin, nu se schimba nimic. Și trăiam o fericire la slujbe, dacă deci eram 100 de frați care dormeam împreună, toți aveau oracul împreună. Dacă cineva nu merea la slujba de noapte, făcea metanii în trapeză în timpul mesei, a doua zi. Și spune, am trăit o duhovnicie moștenită de la Sfântul Paisie, între, erau 400 de monahi, și între sute de duhovnici, care mai de care, văzător cu Duhul, cu darul lacrimilor, cu darul înainte vederii, cu diferite harisme. Și zice, noi, frații tine, ne doream să fim ca ei. Și zice, am trăit acolo o stare atâta de duhovnicească, de bună, care n-am găsit-o nici în Sfântul Munte și n-am mai găsit-o nicăieri. Și mi-a descris starea care a prins-o dânsul la Mănăstirea Neamț. Atunci a zis de Dumnezeu că a terminat nu doar teologie, ci și matematică și filozofie. Și a fost bibliotecar, mi-a povestit istoria dânsului, cum am ajuns de la Slatina, cum a fost dat afară, după aceea pe la Curtea de Argeș, după aceea bibliotecar, prin Pitești, pe la București. Și până la urmă, după mileniu din 1962, când Patriarhul Justinian, împreună cu Patriarhul Atenagora, au pus problema intrării călugărilor români în Sfântul Munte, care nu intrase de 100 de ani, practic, de la reformul lui Cuza, nu mai călcate picior de călugări. A reușit să meargă acolo în a doua grupă. Și la prodromul spune că a mers acolo, munceau, era ploua în biserică, erau doar doi sau trei călugări bătrâni bolnavi, ploua jumătate clădirile, n-aveau acoperiș. Și da, cineva, era o ruină. Așa. Au trecut prin multe greutăți și faptul că a renovat deci schitul și în același timp dânsul trăia la un nivel duhovnicesc foarte înalt, deci era impresionat de nimeni în Sfântul Munte, cred că după ce trecuse la domnul Gheron Iosif, nu cred că era de o râvnă atât de statornică ca și părinte Petroniu. Deci să fie neclintit la slujbe, neclintit în rugăciune, în priveghere, și cred că de asta era respectat ca un om sfânt. Deci atunci, și faptul că era și teolog, scria, mai traducea, era apreciat de părintele Capsanis, de la Grigoriu, starețul renumitul teolog, Gheorghe Capsanis, chiar și de părinte Emilianus, de la Simonos Pesa, dar deci avea un nume deosebit acolo în Sfântul Munte. Și era o regulă foarte strictă, total diferită de ce e acum la prodromul, foarte strict. Era, deci, trebuie să spunem, părinte Andrei, că alături de părintele Petroniu la restaurarea schitului a lucrat din plin și părintele Justinian Stoica. Este fostul econom al mănăstirii, care într-adevăr timp de o perioadă foarte îndelungată, nu știu câte zeci de ani exact, dar a lucrat cot la cot cu părintele Petroniu în restaurarea. Deci, părintele Justinian a avut un merit deosebit. Deci, că părintele Petroniu era cu slujbele, cu cancelarea, cu biblioteca, cu cărturar. Părintele Justinian era un om atât de harnic și ducea la muncă și pe călugări și pe tot, nu scăpa nimeni de muncă. Și era oarecum ca și Moise și Aron sau cam așa ceva, adică părintele Petroniu ținea spatele duhovnicește, că avea autoritate duhovnicească care nu o contesta nimeni. Părintele Justinian era mâna facto, deci era care persoana pragmatică și foarte serioasă. Da. Un fel de marfă. Un rol deosebit acolo la Lareș l-a avut și părintele Iulian, duhovnicul. Iulian Prodromitul, da. Da, deosebit și dânsul. Am povești cu dânsul, am stat o noapte întreagă odată de vorbă, ca și cu părinte Cleo, vreo 7 ore. Deosebit. Ce v-a spus părintele Iulian în 7 ore de convorbire? Părintele Iulian, deci dacă așa îi creiam cumva, crea o stare duhovnicească care să se deschidă, începea cu învățături, din filocalie, din pateric,
din ăsta. După aceea avea o perdea albă, după care avea, cred că, vreo 1000 de cărți. Mi-a scos dogmatica lui Părinte Stăniloae, mi-a citat de acolo. Și știa foarte uimitor poezii, poezii religioase. Poezii. Deci, o moralitate cumva atât de frumoasă expusă în versuri. Și era cumva ca o slujbă așa vie, tot discursul dânsului era ca o slujbă, ca și privegherea, să schimbă, mai cântă, mai citește și dânsul poezie, mai recita un text, mai citea unul, mai spunea pe de rost, dar toate erau așa, emanau o bunătate și o dragoste așa rară, da, foarte special. Am un dialog cu lui undeva publicat, destul de întins. Da. Minunat. Părinte Andrei, ați vorbit și despre părintele Rafael Noica. Este un călugăr care stă destul de izolat undeva în Alba, nu coboară decât foarte rar, nu primește, nu prea spovedește, scrie și ține la anumite intervale de timp conferințe. Este băiatul marelui filozof Constantin Noica, feciorul lui. Cum l-ați cunoscut pe părintele Rafael? Pe exemplu, eu nu l-am cunoscut. Ați avut șansă dumneavoastră. L-am văzut, cred că, prima dată când a venit cu naptestul Serafim și cu părintele Simeon de la Essex, un elvețian, cred că, au făcut un tur al țării și au venit pe la Cluj, pe la Nicula. Atunci a proaspăt venit, după aceea i-a apărut cartea celălalt Noica, a început să mai iasă la conferință, a fost la câteva conferințe la Alba Iulia și sigur că îl sorbeam, era un duh deosebit, cumva izvorât din Duhul Sfântului Siluan. Știți că prin 1993 a apăruse Sfântul Siluan în românește tradusă de Părintele Ică. Da. Și noi călugării, deci am citit cartea Sfântul Siluan, cred că la masă, la Nicula, nu exagerez, de vreo 15 sau 16 ori. Deci, erau ca niște poezii de care nu ne mai săturam. Unde ești tu, lumina? Cum te-ai ascuns? De ce nu te arăți? Sufletul meu te dorește. Și tot exprimată duhovnicia ca o poezie era ceva extraordinar, ca probabil că le memorasem pe din afară. Și dânsul venind cu duhovnicia asta a Sfântului Siluan și a Sfântului Sofronie, mi-a părut ceva mai aparte de duhovnicia clasică românească cumva. Sigur că e și darul nativ filozofic de a formula anumite, de a improviza, ca așa am văzut prin conferință, adică multe noțiuni teologice, de ce le improvizează, le dau definiție pe loc, cumva. Și foarte mult m-a atașat, așa sufletește, simțeam că, adică e sufletul care mă odihnește cel mai mult. Și în 1998, cred sau 99, am mers o dată cu un părinte acolo, eu eram erodiacon. Și, dar nu știam dacă îmi găsește. Mește, și Dumnezeu a rândit că era acolo afară, în curtea schitului, căsuță, că nu era schita, era o căsuță acolo de munte în care stătea. Și părintele l-a întrebat ce avea de întrebat, era un părinte stareț, am trecut la Domnul în 2000, mă să-l ierte, Părinte Nicandru, la frăsine. Și între altele, nu știu ce ne-a zis de ascultare, și eu care citisem Sfântul Sofronie, acolo, sau nu știu unde citisem undeva, sigur, și zic eu, zic, ascultare este o mișcare a dragostei. Și când am zis cuvântul ăsta, din toată s-a deschis, s-a luminat și a vorbit, cred că vreo 40 de minute cu noi, așa. Da, și mi-a răspuns și mie la întrebările mele, care le aveam eu, dar care mi se lămurise, de fapt, cu gândul mă pe drum, așa, mergând către dânsul, mi s-a început să se lămurească. Da. Da, și apoi am avut o cunoaștere în 2006 cu tot starețul din Transilvania, din mitropolia de Cluj, și a fost acolo, mi-a dat o carte cu dedicație și am mai fost de câteva ori așa la dânsul. Da. Mai mult duhul care trăiește așa e plăcut, ca și duhul părintelui Sofian, știți? E un duh așa să-l porți în tine, în tăcere, în liniște, în dulceață, în adâncime, da, care nu multă vorbire. Părinte Andrei, sunteți un foarte bun hagiograf, cred că puteți să scrieți spate ritme și viața ale sfinților fără probleme. Aveți
talentul și atenția pe amănunt, pe atmosferă. E un lucru foarte plăcut să aflăm aceste amintiri de la dumneavoastră. Pentru că suntem pe final, părinte, și nu mai avem decât câteva minute. Cineva ne roagă aproape insistent, întreabă dacă l-ați cunoscut pe părintele Arsenie Boca. Pe părintele Arsenie Boca nu l-am cunoscut fizic, dar l-am cunoscut în duh și aș putea să vorbesc poate o emisiune despre dânsul. Prin anii 2000, când eram acolo la Cristorel în Beciuri, l-am visat. Apăruse fenomenul prizlop și în vis l-am visat bătrân. Deci cum arăta la bătrânețe, dar eu nu știam cum arăta, că pozele erau până atunci și din tinerețe. Și erau undeva lângă o pădure, lângă satul nostru natal și sfătuia credincioși. Era cu un barbișon, așa cu îmbrăcat cu un costum gri, un sacou gri și un barbișon alb, așa frumos. Și mi-a spus să termin de citit Cărarea Împărăției și să termin teologia. Eu tot vreau să merg în Sfântul Munte să nu mai fac nicio școală, nicio teologie. Și, să... nu. Și am făcut-o până la urmă. Și când am mers prima dată la prizlop, în dealul care merge la Hunedoara acolo, pur și simplu, m-am cutremurat, a apărut lângă mașină. Și câteva întâmplări din astea am avut. După aceea pot să zic că am intrat într-o legătură cu dânsul mergând și aici pot să spun că nici să-l am cu mine în chilie nu mi-ar fi mai aproape și mai de îndămână. Deci în tot ce am avut sufletește, deci ca și cum ar fi viu, deci povestesc cu dânsul și rezolv și nu, de neimaginat. Și după câțiva ani, mergând acolo, o măicuță bătrână, cred că maica Andreea, acum a trecut la Domnul la 95 ani, îmi dă o cruce și o poză de la părintele Arsenie. Și poza o am și acum aici, este părintele spre apusul vieții, cu un an înainte a plecat la Domnul, exact cum l-am visat eu. Cum l-ați visat, deci, da. Exact așa. Da, și ce să spun, părintele e o dulceață de om și o harismatic, un rar. Aveți încredere că este unul dintre sfinții bisericii noastre? Dintre sfinții mari, dintre sfinții mari ai bisericii noastre. Părinte Andrei, a fost o seară de neuitat, pur și simplu și eu mi-am amintit acum, ascultându-vă, foarte multe dintre secvențele pe care le-am trăit alături sau în preajma acestor bărbați ai bisericii, bărbați deosebiți, oameni de adevărat ai Duhului. I-am cunoscut și eu pe cei mai mulți dintre ei și într-adevăr, tot ceea ce a spus este adevărul și încă ar mai fi foarte multe alte lucruri de adăugat. Mulțumesc foarte mult, a fost o seară deosebită, a fost ca un album de familie. Am dat pagină după pagină și am văzut cele mai frumoase clipuri, dar mai sunt și altele. Așa că o să vă mai invit o dată, dacă aveți îngăduința cu noi, să vă mai invit o dată să terminăm lista, pentru că e lungă. Mulțumesc eu frumos, domnul Răzvan, mulțumesc cu drag. Acum eu vă spun că eu sigur că m-am folosit întâi de dumneavoastră, de domnul Sorin Dumitrescu, de domnul Pleșu. Mai ascult și acum cu drag sau noaptea și l-ascult câte două, trei ori pe domnul Patapievici, pe Mihai Neamț. Și toată duhovnicia asta care am luat-o și eu din mers așa după aceea. Am mers și eu pe cont propriu. Sigur că acum fiecare acumuleze experiențele tale. Da, la mine e mai greu până le filtrez, ca să le și spun cândva, să le dăruiesc. Că o consider, să știți, ca o datorie. Deci nu, adică trecând prin... O consider ca o datorie, după acumulările astea în 20-30 de ani, ceva să dăm și mai departe. Și de aceea acum eu să... Deci, cum ați zis dumneavoastră, sunteți Aba și eu sunt Dochimosul, începătorul, care am mers și vă duc mai departe, cam barba mai neagră. Mulțumim foarte, foarte mult, dragă părinte Andrei. Mi-a făcut o reală plăcere să stau cu dumneavoastră și să depunem amintiri. Cred că și cei care ne-au urmărit să folosesc, vă rog, o scurtă binecuvântare înainte de a ne lua rămas bun unii de alții. A fost o seară perfectă. Vă rog. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce pe prea Sfântul Tău Duh l-ai trimis peste Sfinții Tăi ucenici și apostoli,
și prin el ai lucrat asupra sfinților și părinților bisericii noastre, pentru rugăciunile lor și ale preacuratei și preasfinte născătoare de Dumnezeu, călăuzește-ne și întărește-ne pe calea ta. Amin. Amin. Mulțumim foarte mult. O seară bună tuturor. Seară bună.